În episodul de astăzi am încercat mituri din capitolul 3 în Fortnite. Au mers? Asta va trebui să aflați voi în episodul de astăzi. Înainte să-i dăm drumul la acest videoclip, scrieți-vă numele de pe Fortnite în comentarii pentru că m-am trezit astăzi fără prieteni pe Fortnite și dacă vreți să vă adaug la prieteni, lăsați-vă numele jos în comentarii și, fără alte adăugări, hai să-i dăm drumul la videoclip. Pentru primul mit, băi și fete, o să încercăm să jucăm cu Double Pump. Eu n-am apucat niciodată să joc cu Double Pump pentru că m-am apucat de Fortnite în sezonul 6 și atunci nu mai era Double Pump-ul în Fortnite. Scrieți-mi voi în comentarii dacă ați jucat vreodată cu Double Pump-ul. Deci tot ce ne trebuie să facem rând de două pump-uri. Eu deja l-am găsit. Și l-am găsit și pe al doilea. Vedeți că se mișcă destul de rapid, adică nu e la fel de încet cum era pump-ul în capitolul 2. Hai să mergem pe ăla să încercăm. Vedeți că chiar e forț. Vedeți că chiar e forț, chiar merge să facă double pump așa, mai low budget, chiar merge. Mitul următor, dacă funcționează, o să ne ajute să stăm în aer tot meciul și nu o să ne vadă nimeni și o să câștigăm meciul super ușor. Așa că hai să facem rost de tot ce avem nevoie și hai să dăm drumul la mic. Ca să ne iasă mitul ăsta avem nevoie de extrem de multe materiale. Ce era să mă bată ăsta, mâncava, ce era să mă bată ăsta. Bă, materiale avem suficiente, însă nu am făcut rost de cort. Nu vă exagerez, cred că de 20 de minute este al treilea meci în care caut cort și n-am găsit. Am intrat și pe betele, n-am găsit nimica. În sfârșit am găsit cort, bă, Doamne ajută. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că l-am bătut pe ăsta, că ăsta chiar jucam bine. Hai, că ne ajung materialele astea. Facem un video ăsta. Da, dă-mi. Deci urcăm sus de tot. E că stai. Stăm aici, da? Urcăm cortul. Din pe cortul ăsta. Dăm. Și ar trebui să ne distrugă cineva asta, dar o... Și din câte puteți vedea, noi ar trebui să rămânem în aer, ia să vedem. A rămas în aer și stăm și noi frumos, ca băieți, uite aici, așa, frumos, mai ne odihnim. Hai să vedem dacă... Hai să vedem ce se întâmplă dacă stăm tot meciul sus. Nu a fost să mă mâncava și... Nu-i vedem-o? Papada aici. Sper să pice zona pe mine, sper să pice zona pe mine. Dacă ar pica zona pe mine ar fi perfect. M-a văzut în tribunal. Dar e super super o chestie, deci merge.